O știre pentru pofticioși. Este un târg în București zilele acestea unde puteți găsi toate bunătățile românești din toate colțurile țării. De la preparatele din berbecuț sau carne de mistreț până la țuică și palincă. Toate stau frumos pe tarabe și așteaptă cumpărătorii. Să le vedem și noi. Acest domn s-a oprit mai întâi la standul unui producător din zona Brașovului. Care să fie? Exact acesta. Toate dintr-un singur lot. Triunghiul ăsta, da? Alegerea n-a fost ușoară. Venim cu o gamă diversificată de produse, respectiv brânză la coajă de brad, brânză la, la burduf, telemea de vacă, telemea de oaie, urdă cu mărar, urdă dulce. Mai încolo, un producător din zona Branului își îmbia și el clienții. Vă rugăm să gustați un pic din brânza noastră de burduf. Da, mulțumim. E bună, nu? Foarte, da. La prețuri mi se par mai accesibile. Rezonabile uneori, de exemplu aceia care dau cu 60 de lei sau 50 de lei jumările, mi se par că sunt în afara unui preț normal. Poftiți, vă rog, cu ce vă servim? Pe tarabele moldovenilor, la loc de cinste, stau produsele din carne. De exemplu... Ce e asta? Un jambon de porc. Vă dau să-l degustați? Și nu e tot. Mai găsiți cârnați din carne de cerb sau berbecuț, curcan afumat, piept de rață sau mușchi de capră împletit. Și nu e tot. Standul cu produse dobrogene, fasole la ceaun cu tarhon și ghimbir, vă așteptăm și în cursul zilei de duminică cu un borș dobrogean de pește. Târgul e deschis în fiecare weekend. Din Mina Petri.